Bună dimineața și bine ați venit la o nouă aventură cu echipa Fox România. De această dată avem de a face cu o partidă aniversară, este ziua domnului Sergiu. Și pentru că este o ediție specială, ne-am gândit să o facem și mai specială, și anume să facem o ediție de tip challenge. Cu siguranță va fi un challenge pentru Sergiu, pentru că, după cum puteți vedea, vântul bate într-un mare fel. A pornit undeva în această dimineață. Sergiu a început partida de ieri, a prins câțiva pești până astăzi, azi noapte iarăși a prins destul de bine, nu foarte mare, ce-i drept. Dar cu siguranță va fi o provocare pentru el, pentru că, într-adevăr, condițiile meteo sunt aproape radicale, aș putea spune, mai ales că pescuiește lansat, pescuiește din mână. Ne-am oprit pentru câteva minute la benzinărie să alimentăm și mai avem undeva la 15 minute până la Sergiu. Așadar, până ne vedem cu Sergiu, stați aproape. Salut, domnul Sergiu, și la mulți ani! Mulțumesc, Robert! Bine te-am regăsit! Cum ești? Bine, obosit, dar genul bun de obosit. Da. Sunt în a doua zi a partidei și ce pot să spun altceva decât că paseară pe la 3 s-au fost scoase lansetele. Nu se mai putea face față. Ți-a dat de mergi? Da, da. Am prins toate speciile. Som, ten, crap. N-am reușit să ajung la trofeele lacului, dar am avut 3 pești de două cifre. Somnul, nu știu, kilograme, dar era pe la metru jumate. Știu că ăștia așa se... Deci te-a deranjat elegant. Da, da. Și eram convins că dimineața o să facem un super episod, dar dimineața trebuie să țin un pic cortul, să nu te rog să vii cu ceva de la depozit, pentru că vremea e sfârșitul lui iunie, dar vremea ne-a jucat o festă destul de mare, însă peștele nu s-au oprit. Câte telefoane ai avut pentru 3? Da, așa. De fapt, dacă mă întrebezi, ar putea să-l fie ajutat vântul ăsta. Păi, e clar că pe densitatea asta de pește și în momentul ăsta, cu faptul că vântul a întrerupt o serie de 3-4 zile mai călduroase, foarte, foarte bine cred într-adevăr că i-a făcut. Pe de altă parte, cred că se vede sau se și aude, nu vorbim de un vânt de ăla de care ne bucurăm, vorbim de un vânt care nu-mi permite să mai ating clipsurile pe două lansete. Însă peștii parcă răspund, am avut și inspirație, nu știu dacă a fost inspirație, că asta a fost strategia și vom vorbi despre ideea asta. Am 2-4 de nadă, unul aproape pe apă mai adâncă și unul departe aproape de mal, strategia clasică de la Nucetu. Se pare că am fost foarte inspirat să nădesc aproape, pentru că vorbim de 30-40 de metri, indiferent de vânt, este o distanță pe care o atingem și cred că de 2 ore de când ești tu aici, câți au fost? 4 sau 5 pești? Ai avut da, 3 de aproape și unul într-adevăr undeva mai sus, nu pe nadă, că nu reușesc în momentul ăsta să ajung acolo. Nu știu dacă o să se confirme patul făcut de aproape, dar cu siguranță ai fost inspirat. Să faci mai multe paturi de nadă, să-ți faci mai multe variante. Văd un zâmbet care nu-mi place. Pentru că, după cum știi că am povestit, ți-ai dorit foarte mult și, mă rog, era și timpul, era și cazul. Da. Te-am rugat, adică... Să avem de-a face cu un challenge, da? Cu o provocare. Da. Bine, am putea deja să discutăm despre una... Avem o trăsătură. Oh, frumos! E din nou lanseta cea mai de sus. Mă rog. Cum crezi că puteam să-ți povestesc mai bine despre ce provocare ai de a face? Da, așteptat să tragă, să... Decât în drill, altfel nu aveam cum. Give it to me! Bine. Bun, în primul rând asta nu punctează, clar. Da, nu mă așteptam, adică... Știu că fair play-ul a murit. Păi nu știai cu ce ai de-a face. Nu, dar știam că trebuie să fie ceva. Așa, bun, continuăm. Lucrurile sunt nu complicate, pentru că anul trecut au fost cam complicate, cei drept. Adică recunosc. Da, a fost și foarte cald, a fost tot împotriva noastră. Așa este, da. Challenge-ul de anul trecut a fost un fail. Challenge-ul aniversar, nu, dar... N-am îndeplinit provocarea, filmul a fost reușit, că am prins salonta aia frumoasă la final. Așa e, da, dar n-a intrat în toate condițiile. Da, a fost semi-fail, dacă vrei. Da, da. Ce am să fim highlight un pic așa anul ăsta. Și avem de-a face de data asta cu cifra 3. Okay. Cifra 3 o să troneze, dacă vrei, asupra partidei. Okay. Și anume, trebuie să prindem 3 pești. Ok. Fără asta. Fără asta, da. Ok. De peste 3 kg. Ok.
Cum ți se pare până aici? Double. Double, nu? Da, cam, știu. Cam într-un sfert de oră, așa, da, cred, nu? Da, da, da. Dar însă... acum vine inserția, acum vine durerea. Da, exact. Dar cu trei tehnici diferite. Ok. Că sunt tehnici, că sunt momeli, că sunt abordări, că sunt strategii, okay, nu contează. Ok. Ideea e că trebuie să fie diferite. Ok. Și ar mai fi ceva. Bineînțeles. Orice pește de sub 3 kg... anulează un pește, presupun. Nu, îți anulează tehnica respectivă. Aha, ok. Deci, dacă ai luat un pește sub 3 kg la solubilă, de exemplu, okay. Nu vreau să îți dau sugestii, da, doar îți zic, anulă solubilă, nu mai pescuiești cu sau poți okay. Pescuiești, dar nu punctează niciun pește pe solubilă. Fair enough. Da? Da. Facem? Facem. Bine să-i dar ai fost blând cu mine, eu mă așteptam, îmi și pregătisem o glumă pentru tine, dacă îți vine să crezi. Ia zi. Știi că în challenge-ul lui Mark, seria pe care noi o copiem cât de cât, da. În genericul vechi, da. L-au schimbat anul ăsta, nu știu dacă îți mai amintești că Mark îl întreabă la un dat pe Harry, băi, iar ai bou lichid de frână, da, da, cu accentul da, pe iar. Iar. Cu accentul pe iar, știi, aia e fascin. Da, da, da. Și eu deja mă pregătisem la ceva să mă doară capul, dar se pare că... Nu, no, e light. Și cred că ai un pește la seta de la piciorul tău, are pește, Robert. Stai alături de noi pentru a vedea deznodământul provocării, dar și pentru a avea șansa de a câștiga un premiu foarte consistent. Dublu drill. Asta punctează? O fi din cauza că m-am apropiat de ea? Nu e, că e... Păi tot asta despre mine a dat și da, 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 da. Ia uite-l. Am mai spus-o și în alte materiale. Nu dați niciodată, cum ar spune românul, vrabia din mână. Terminați drill-ul și apoi reveniți la cealaltă lansetă. Adevărul că lacul e safe din punctul ăsta de vedere. Da, 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 dar doar. Și dacă n-ar fi safe, adică există șansa să-i omori pe amândoi... Dacă nu ești atent, așa? Da. Ok, riști un pește, dar salvezi unul. Reușești cu unul să... Da, hai să-ți dau o veste. Nici ea nu punctează? Nu, ăsta punctează, că știai deja. Da, dar am o mare tehnică. Bă, să știi că nu-i mic. Știu că sună ca dracu, dar păcat. Ui, e chiar mare. E mare, am văzut coada. Păcat. Nu contează, Robert. Important e să-l scoatem, nici mă interesează. Și mi-a anulat fix snowman-ul. Ce ți-ai anulat? Snowman-ul. Dar stai că ăsta nu se pune, de ce am voie să bag snowman? Păi da, ăsta nu punctează. Ok, că el alta are o critică. Nu știu dacă mai are ceva. Are, spune-o, stai liniștit. E prins. Caută. Dar important e să-l scoatem pe ăsta, că e un pește frumos indiferent, știi? E mai mare decât ălalt. Deci tu că n-am eu pește acolo. Tu și cu ce pică ce n-aveți încredere în monturile mele? A recunoaște că nici tu n-ai încredere în monturile tale. Aoleu, le-am zis că sunt prietenos și acum uite ce. De-aia e bine să fii arogant.
nu să fii pretenos cu ei, pentru că uite ce îți fac colaboratorii tăi cei mai apropiați. Unul zis Ciprian Nene, altul zis Robert Nicolae. Avem? Cum să n-avem? Problema e că... Ia zic care e problema. E cam mic. E cam mic. Zici că e o problemă? Ba, este, pentru că am impresia că asta e pe un flash, pe o bilă critică echilibrată, care a dat rezultate destul de bune. Pe care ai fi vrut să o mai folosești, nu? În principiu, da. Știu că nu e elegant ce vedeți acum, dar uneori, Robert, dacă n-am luat firul, dacă n-am luat firul, pleca și roșii. Nu, am dat eu. Dacă pleca și roșii, ar trebui deja să-mi zici, băi, măcar dă-și tu două ore la pești. Zici că e mică? Da. Acum sunt în contact cu el, pare că n-ar fi chiar de un kil jumate, dar... Of, și mă gândeam să nu iau cântar, să pescuiesc așa rustic. Da, no, păi îi aproximăm, mă. Aaa. Păi stai puțin, facem... Nu, că am cântar. Dacă suntem amândoi pe aceea și calibru... Îi aproximăm, dacă avem contestație, întărim, n-am ce să facem. Dacă avem contestație, administrația e aproape. Nu e de, e peste 3 kg. Dar e salon tău, e frumos. Da. Bun. Primul punctabil. Bun. Hai să începem cu cel mare, care nu punctează oricum, nu? Hai să-l vedem, da, trebuie să-l vedem. E al doilea mare, venit pe 3 sferturi, vezi? Și primul pe care l-am filmat deja, tot din 3 sferturi, vezi? Pește de două cifre, rezultatul primului drill. Of, inspirația lui Robert, că era numai bun. Din fericire, pare și al doilea la limită și, bineînțeles, glumim, nu există un pește de două cifre care să nu ne bucure. Partea bună este că nu mi-a anulat momeala, anume snowman-ul, pentru că a fost prezentarea care mi-a adus mulți dintre peștii mari acestei partide. Haide să le liberăm, că e nerăbdător. Auzi? Știi că ăsta nu ți-a anulat momeala. Dar celălalt care punctează. Da, mi-a anulat un... Ți-a anulat momeala. Da. Pentru că dacă vrei să punctezi în continuare... Bine, poți să anulezi peștele dacă vrei să ții momeala în continuare. Nu. Dar stai puțin, trebuie să definim niște termeni. Păi nu, ai 3 pești cu 3 momeli, da, sau dar, tehnici diferite, păi, corect? Da, dar, de exemplu... Pe asta ai folosit-o, asta zic. Aici o întrebare de clarificare de regulament. Ia zi. Eu am un critic echilibrat split, jumătate bilă, jumătate popa. Așa. Pot să folosesc un wafter de 14? Sau i-a anulat tot ce ține de wafter? Nu, poți să folosești un wafter, okay, de 14. Păi atunci n-am nicio grijă.
Este, mă. Deci n-avem contestații. Nu, 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 este. E și frumos și punctadul. Te-ai punctat frumos cu salon? Ne-a stricat și momea la avut, deci vezi, a fost un pește docil. Hai că mai avem un pește. Nu cred. Minciogul nu prea mai e, dar... Păi dacă mă ajuți tu un pic sau partenerul meu de încredere... Să curizez pe ăsta aici. Să scoți acel pește, să-l pui în sling. Dragoș, ne ajuți tu, te rog. Toate peștele, pune-l în sling. Pune slingul la apă undeva, că nu știm cât va dura drill-ul. Important e că s-a auzit că nu există contestații. Dar o să avem o problemă. Ionești în challenge-ul, cred că și aici am un split de 16. Asta e, nu punctez. Ok. Păi atunci, haide mă. Dar nu mai știu sigur, dar cred că asta e momeala de cârlig aici. Nu, no, fii atent, dacă tot ești, ai atât de multă încredere în split, ai putea să-l folosești în continuare, atâta vreme cât, nu știu, schimb montura, de exemplu. Ok. Ok. Dacă zici că ți-a dat atât de bine. No, toate prezentările mi-au dat Robert, inclusiv ieri când am testat un pic standul, ca să zic așa, în pungi am papanele. Am avut în două pungi papanele, am luat pește și așa. Însă cu papanele e riscant în momentul ăsta pentru că am luat și pește mai mic de 3. E bine riscant. Nu mă expun eu la mare, mare lucru. Sper că e onorific challenge-ul și nu va urma un... Dar de dimineață aveai un zâmbet care nu mi-a plăcut. Închide... Nu da drumul la pește. Mama, hai că era să-mi pachetez. Hai că era să-mi o dea partenerul. Nu, închide slingul, leagă-l de ceva și să-mi aduci, te rog, minciogul. Dă Doamne să fi făcut zop momeala de cârlig să pam. Da, e? Este. Deci? Da, este. E de 3? E lejer de 3. Mamă. Nu lejer, dar... este. Să fie ăsta cel mai rapid challenge îndeplinit ever? Și ăla de Crăciun a fost rapid, nu chiar așa, dar primul episod de Crăciun ți-mi te calat un pește de 8 kg aproape repede. Așa e, da, l-am făcut repede, dar acolo așteptările erau cam... Erau așteptările mai mari, da. Mi-ai dat și, de fapt nu mi-ai dat, mi-am setat eu apoi bonusul să iau și unul peste 10 și l-am luat și pe ăla. Mă descurc cu miciogul, era important doar să mi-l aduce aici, te rog, mersi. Ce-a apărut, pot, nu știam pe ce sare. E un pește frumos ăsta. Nu chiar, dar... Am văzut coada prima dată și părea un pic mai împănat. Recau că lanseta roșie n-am dat-o bine din moment ce toate au plecat. Mai am una pe rodpod în momentul ăsta. Și probabil că nu s-a așezat bine sau n-am nimerit zona. Bine, nu e un pescuit ultra precis, e un pescuit zonal, dar din moment ce au plecat 3, una chiar de vreo 2 ori și aia încă nu a dat un semn și de dimineață era lanseta care te-am așteptat cu pește, deci se va impune o schimbare și acolo. Bă, da, cred că e activat vântul ăsta, adică s-a... Sigur, e activat vântul și eu aseară în încercarea de a îmbunătăți ce am făcut aici în alte partide, am hotărât ca patul de aproape să încerc o strategie, cred că și tu vei fi de acord cu mine când îi voi spune old school. Nu de la numele bilei, deși este bila pe care am folosit-o, am rădit cu bile deshidratate. Da. În încercarea de a ține ciortanii la distanță, din cunoștințele mele, din experiența mea de pescuit, de selecție, da. Dacă mă întreb pe mine, alături de distanțarea momelii de cârlig, e cam singura. Da. Sau așa ar trebui să fie teoretic. Practic, ok, am luat mai mulți pești de 10 kg decât în celelalte partide pe care le-am avut aici. Dar încă nu am ajuns la
peștii mari și știm că sunt. Ieri, de exemplu, când mă instalam, administrația m-a invitat să pozez alături de ei un cap de 17 kg. Băi, și era leșinat crapul, adică era depus proaspăt, cred că din ferma proprie, nu știu de unde l-au adus, dar ăla e un pește care în ziua lui are 20 de kg lejer. Și știm că mai sunt și alții, a ieșit recent un 19, mai văzut niște poze cu niște pești de 14-15, deci ar fi niște pești care ar trebui să aprecieze deshidratatele. Dar drogangii ăștia mici au alte planuri. Parcă din John Lennon era citat ăla că viața e ceea ce se întâmplă când îți faci alte planuri. Și din păcate este un split. Și ești aceeași montură, n-am nicio scuză, deci asta nu se pune. Bun, hai să ne ocupăm de primul, că stătuse un pic în saltea. Bun, deci n-avem contestații. Nu. Okay. Are 3 kg. Are. Cam la limită ce? La limită, da. Sunt de acord cu tine. Și am o modalitate nouă de a-l descrie. Ia spune, te rog. Ciprian și-a schimbat maxima cu, nu e cel mai mare pește din lac, cu una mai nouă. M-a văzut pe planet trăgând de un pește de 10 kg, cred. Și face, ce băi, eu cu ăștia dau la somn, că tu dai cu frână la pește ăștia. Ăsta sigur e pește cu care Ciprian dă la somn, însă e primul punct. Nu contează altceva în momentul de față, n-am niciun dubiu că vor veni și mai mari. Și denotat că mi-a eliminat splitul pe da. Derig tip ciod. Dar exact. Pot să fac derig cu whipping knot, versiunea veche. Derig cu whipping knot. Ar fi altă montură, da. Ok. Așa. Nasol că nu am legate, dar ne descurcăm. Poate găsim ceva legat. Cred că am vreo două, dar hai să le liberăm, că mai avem un pește în mincioc. Hai la apă cu el. Ești foarte îngrezător în splinturile astea. Bine, au și funcționat, e clar. Păi, cam în toate partidele. Și sunt două lucruri. În primul rând, splitul XXL, cel rozi. Rozul e culoarea mea favorită. Asta e un lucru știut. În privința momentelor. În privința momentelor, da. Altfel, talentul meu la desen nu există, nu vă faceți griji. Însă, al doilea criteriu de încredere este că bunul meu prieten Dan Gheorghevici a pescuit aici, știi că discutam de el la partida când am filmat în noiembrie. Și mi-a spus și mi-au confirmat și alții că bata răspunde foarte bine la culoarea portocaliu. Nu e clar de ce, dar răspunde foarte bine. Și avem cele splituri Frankfurter, care au jumătatea de popa portocalie. Și drept să fiu cu tine, ceva a mers. Sunt convins că a contat faptul că cel puțin astea de Frankfurter sunt și complementare patului de nadă. Am în partid asta noile old school Frankfurter căpșună. Păi Frankfurterul oricum e old school. Da, bineînțeles. Aroma de Frankfurter. Bineînțeles. Cine o aduce? SBS parcă, nu? Nu mai țin minte cine o avea. Da, o avea și ei, da. Eu sunt cumva o generație intermediară, eu știu cam ce făceați voi pe la Sărulești, cam atunci intram și eu între rânduri, cum s-ar spune, dar am 18 ani, nu permiteam, n-ajungeam acolo, însă știu cam ce se întâmpla și din reviste și apoi din faptul că toate live-urile se termină cu multe discuții între mine și Ciprian. Nu, Frankfurterul chiar este old school și a fost, dacă nu mă înșel, chiar prima aromă împuțită, ca să zic așa, de pește. Cred că da, cred că da. Cu vreme bună înaintea squid-ului. Da. Înainte să devină squid. Și vă învățase zvonco, parcă nu? Da. Hai să vedem ce e acolo. Bine, oricum nu puntează. Oricum nu puntează, dacă ăsta era un pic mai simplu peste margine. Să știi că ăsta e memoricel, da? Da, este. Da. Și după formă, asta pare o lată de frăsinet. Da, e îngăsat așa. O, ce frumos.
pește foarte, foarte frumos. Am niciun dubiu că umeri ăștia vor ajunge la o moment dat ceva destul de impresionant, dar trebuie să leg monturi, așa că hai să le liberăm. Trebuie să-l pansăm un pic. Suntem la faza schimbat monturi, pentru că am avut un pește care a scos o montură foarte productivă. Primul pas n-a fost chiar radical, am schimbat un, știți deja, eu fac derigul în stilul ciod. Derig simplu cu revenirea prin ochet și am înțeles că am voie să folosesc un derig clasic cu acel whipping knot pe tijă. Am pus una așa și trebuie să mai schimb un derig și dintr-o combinație de lene și încredere în bătrânul slip derig, o să merg pe un slip derig, este o prezentare de after, însă am voie, nu pot pune split, pot pune snowman, dar mai am deja un snowman, așa că voi pune un after de 14 mm. Bun, și acum ce ai în apă? Ai un... am un snowman și una, cred că ori tot snowman, ori un split, nu mai știu, că e singura care n-a produs și o voi schimba, dar după ce termin modificările tehnico-tactice. Auzi, da, deci nu. Că... nu, nu, orice ar fi, nu, că asta nu sună bine. Nu, nu. Nu ești de acord, nu? Nu, orice ar fi, asta nu, nu. Băi, serios, da, de data asta chiar vreau să te ajut. A, bun. Ești de acord? În principiu. Știi că poți folosi aceea strategie pe toate patru lansete? A, da, 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 știu. Și apoi trebuie schimbate toate patru odată. Da. Știu, dar... Poți să fiu arogant? Hai că chiar am vrut să te ajut. Da, nu, chiar eu, dar poți să fiu arogant. Te rog, cum altfel? Trage și nu, mi-e mare lene să schimb patru odată. Așa schimb una câte una, la cum trage, cred că voi lua peștii și scap de un pic de muncă. Dar știi că ți-o forțez tare dacă... Nu forțez, dar... Nu prins un pește de două cifre. Dacă duci challenge-ul ăsta așa leneș... Da. Și următorul va fi crunt. Și cumva recunoscut, știi? Fără da. Să următorul va fi crunt, am nu înțeles. Nu știu cum va fi, dar sigur nu va fi la fel ca asta. Am înțeles. Pe următorul n-am zis noi că facem un duel. Zice? Un Christmas special, dar nu-l mai facem de Crăciun. Trebuie să facem un Christmas special. Și-l facem un duel. Așa zici. Da. Deci îmi dai tu challenge acum. Păi dacă accepti tu, știi că Veron de mult timp vrea să ieșim împreună la pescuit. Mm-hmm. Nu știu ce pică cu umărul și cu rinichie dacă poate să arunce și la plantat n-ar avea farme cu un challenge. Are oameni. Știu că are oameni, dar am și eu oameni. Chem și eu? Cam nu. Cam nu? Scuză-mă că trebuie să mă ferez de vânt. Bă, ne-a căpiat astăzi vânt într-adevăr. Da. Dar ce bricolezi acolo? Mumeală pe... Da. Am rămas fără flos, bineînțeles. Mi-am pus reminder pe telefon. N-a fost suficient. Deci, și pentru flos ai nevoie de reminder pe telefon. Oameni și oameni. A, stai mă, că pot să fac și un combi rig. A, avem opțiuni multe. Începe să dispară lenea, bag seama. Nu, crește siguranța că nu e atât de complicat. În trusa, păi eu am... Păi spus de la început că nu e complicat. Da, da, tu uiți un lucru. Eu, în încercarea de a-mi eficientiza echipamentul, nu pare, dar eu încerc. Okay. Am trusa de casting, da, separată de trusa de accesorii de plantat. Uh-huh. E, în trusa de casting am două, trei fire și 90% călige ciod. Deci, plaja de experimentare... E un pic micuță. Păi, în cazul ăsta, ți-o faci cu mâna ta? Da, uneori ți-o mai faci și cu mâna ta. Da, am zis să fim mai light, da. Adevărul că ți-ar fi prins bine și un monitor, cred. Mă, sincer să fiu cu tine, dacă mă uit în trusa de PVA, s-ar putea să am un monitor, dar n-am mix la mine. Nu am mix la mine și știu că tu ai vrea să iau unul de 3 kg, să sub 3 kg, să anulăm tehnica. Deci anulez monitorul în care oricum n-ai. Da, în care oricum, da, e adevărat. Dar nu, lasă. If it ain't broke, don't fix it. Nu. Dacă se întreabă ceva de ce stau jos așa, cât de cât mă mai ferește malul ăsta de pământ de
Auzi, da, dacă tot a fost challenge-ul mai light și recunoști că a fost mai light, da, și îl duci la bun sfârșit, așa, ce zici, facem un cadou celor care ne privesc? Bă, dar de ziua mea nu trebuie să primesc, mă, tu îmi pui să dau? Păi da, mă, că ai trecut pe short challenge-ul, ce mai, mă, nu am început și ai plătat cum pește. Ai 33% da, dan, cum ar veni. Bine, hai, fie de la mine. Da. Accept. Eu pun la bătaie bilele care am pescuit, o găleată de old school. Tu ce pui la bătaie? O găleată de old school? Da. De 20 sau 24 de milimetri ne gândim împreună. Eu zic că 24 e mai în spiritul challenge-ului, că eu am încercat să fac o oarecare selecție. Păi și le dăm și un borcan de moment? O să râs, dar nu știu dacă am old school-ul Frankfurter la mine. S-ar putea să am altfel de old school. Da, nu trebuie să-l ai neapărat la tine, dar dăm oamenilor ce zici că ți-a funcționat bine. Okay. Splitturile astea în care ai tu mare încredere. Fair enough. Dăm un borcan de splituri? Da. Okay. Nu avem split, nu facem Frankfurter, dar ba da, facem Frankfurterul ăla mic, 10-14, da, Bagman. Da, da, ok, da. E complementar perfect la... Ok, și dacă tot ai găsit ceva complementar, mai vin și eu cu ceva complementar, și anume 5 plicuri de cârlige Fox. Ca să aibă mămeală, exact, să aibă cârlig, perfect, nu mai trebuie firul să-și lege montura și nada cu care pescuiesc. Și lacul se vede în spate, știți unde trebuie să veniți, nu insistăm că să fi fost vreo 8 drill-uri până acum. Robert, dar e consistent giveaway-ul, nu cerem și noi chiar nimic. Simbolic, o abonare și un like, nu luna de pe cer. Bă, ne-ar prinde foarte bine, da, într-adevăr. Știu că aveam un target la care lucrăm de ceva luni și nu mai știu cum stăm cu el, recunosc, n-am avut timp să verific. Păi, indiferent de targetul foarte precis și anume în cifre, da, uite, o să-ți dau câteva detalii vis-a-vis de procente și anume 80% da, din oamenii care ne urmăresc nu se abonează. Nu se abonează. 80%? 80%, da. Nu sunt fan statistici, dar asta e cam mare. Da, e impresionant, într-adevăr, impresionant în modul nebine. Da. Și cu ei vorbim în mod special acum și îi rugăm, dacă nu e un deranj prea mare, să se aboneze la canalul nostru de YouTube, Fox Pescuit la Crab TV România. Fair enough, eu zic că e ok, pentru că... Da, sunt foarte multe materiale, da, da, de genul ăsta, câteva din seria challenge, foarte multe tutoriale și, bineînțeles, foarte multe care vor da, urma. Da, da, și nu în ultimul rând, giveaway-uri constante, da, cum ăsta, care, după cum spuneai și tu foarte bine, este e de, mai e, mult decât e de cel puțin, e de cel puțin o partidă de pescuit. Da, este, categoric. Întocmai cum am spus și mai devreme, în acest video punem la bătaie un premiu foarte, foarte consistent. Tot ceea ce trebuie să faci pentru a avea șansa de a câștiga acest premiu este să fii abonat al canalului nostru de YouTube, așa că abonează-te acum la canalul nostru de YouTube, Fox TV Pescuit la Crab România, și să ne lași un comentariu mai jos la acest video în care să ne spui ce alt hobby mai are Sergiu alături de pescuit. Răspunsul, bineînțeles, se află în acest video, așa că urmărește-l cu atenție și adaugă comentariul tău cu răspunsul în comentarii mai jos. Extragerea câștigătorului va fi făcută în mod aleatoriu, iar asta se va întâmpla în momentul în care atingem 200 de like-uri la acest video. Așadar, orice like contează, fiind întins la înțepat premiu. Bun, deci ai trei diferite? Nu mai știu și pe asta, dar o scot imediat și o verific. Și cred că singura care va rămâne dublată va fi snowman-ul, pentru că mi-a dat niște pești mai mari. Și indiferent dacă trece repede challenge-ul sau nu, nu mă deranjează să am niște pești mari chiar dacă nu punctează. Da, corect. Dar pe snowman, pe ce ai punctat cu salonta? Split. Split. Da, deci snowman-ul e încă în joc. Da, este. Snowman-ul a fost crapul ăla de 10 kg, dar ai zis tu că nu se pune. Păi... Că nu erai pregătit. Nu prea avea cum. Păi da, dar Robert, toate datele. Tu ai auzit vreodată de circumstanțe atenuante? E un concept legal. Da, nu se aplică. Ești vinovat până la proba contrarie. Nu e cazul, nu se aplică. Nu știu de astea, nu știu. Mi-am amintește de un TikTok pe care l-am văzut recent. E foarte prost grus, dar e amuzant, știi? Un șofer oprit în trafic, polițistul foarte calm. Știți că pentru greșeala de acum veți avea, o să vă rețin permisul. Și șofer, ce o să-mi reții?
În momentul ăsta a întrerupt filmarea, cred că din motive obiective. Dar tonul a fost... Ce o să rezi? Nu recomandăm. Ne amuzăm, dar nu recomandăm. Un rar moment am reușit să avem patru în apă. Bine, sunt un pic arogant, dar am reușit să le schimbăm. A durat un pic mai mult pentru că deja trebuie să intru la mici schimbări. Spuneam, am înlocuit un derig tip ciod cu un derig clasic cu whipping knot. E o montură legală. Și am mai înlocuit un derig, l-am înlocuit cu un slip derig, iarăși este o montură diferită. Cu două rămân pe Snowman. Pentru că, Robert, chiar a fost bună ideea ta, statistic vorbind, cred că așa ar trebui pescuit 4 pe o lansetă. Da, statistic vorbind, din punct de vedere al eficienței economice. Da, punctez pe exact, strategia respectivă. Dar n-am decât 8-9 ore cu tine astăzi și dacă trag două până fac dublu drill, până le schimb pe amândouă și după aceea te schimb și pe celelalte ca să continui linia, eu zic că ritmul momentan e suficient de bun încât să pescuiesc așa un pic, hai să spunem, haotic, deși nu cred că e haotic. Pesimist până la moarte, pe de altă parte. Adică ai în primele 10-15 minute de partidă, de filmări, 33% accomplished din dar un challenge. Expectation, dar management. Dar tu te gândești că ai doar 8-9 ore la dispoziție. Stai că am pește, Robert. Nu, ai văzut? E pește sau e tramvai? Că nu-mi dau seama. E plin de lacul, din păcate, e plin de tramvaile fidăriștilor. Nici vorbă de tramvai. La curățare, ce nu? Da, doar că știi că ei curăț... Nu, a fost tramvai. Da. A fost tramvai, da. Ei curăță lunea, știi că au un algoritm de închid anumite standuri, da, și da. Din fericire noi suntem privilegiați, putem pescui unul din acele standuri. Eu n-am văzut să intre astăzi. Nu știu dacă îi face parte dintr-un plan mai mare. Nu cred că doar pentru noi au întrerupt operațiunea puțin asta. Puțin probabil, dar când îl închid curăță și lacul, nu doar toaletă pe mare. Nu, nu, curăță lacul, au aparat de agățat, au coasă, nu știu ce este. Dar curăță tot lacul. Bun, ce a fost asta? A fost un slip de rig, dar e clar că peștea asta a fost un tramvai, nu a fost trăsătură. Îl dai la loc, îl dai așa, nu? Bineînțeles, păi ce a scos pești? Da, nu știu, dar măcar vârful aș verifica și eu. La tramvai nu prea am de ce, dar dacă îți place ție să îmi bagi, mă, și știi că sunt un pic... Nu știu, zic, na, tu acum n-ai, challenge-ul tău. Uite, vezi, tu mă faci să plec pe fentă, cum spune românul, iar băieții cu care joc fotbal, eu sunt portar. I-am disperat că nu ies din poartă. Toți, băi, de ce nu pleci pe minge? De ce stai pe linia forții? Nu, mă, de fapt vreau să țin cu lanseta, mai mult pe mal, înainte. A, că după vreo 3 ani m-am obișnuit și cu tine, ce pot să mai zic? Ești mulțumit? Un pic ca în stânga și un pic ca în peste zona nădită, dar... Dreapta, dar un pic stânga. Uite, tramvaiul, vezi? Iar? Na, și simți. A, da, să-ți spun una mișto de tot. Când am băgat a doua lansetă ieri, da. Nu, n-am apucat să le clipsez, am zis, hai să le dau la ochi. Am dat-o la ochi, bineînțeles că am dat-o buza stufului aproape peste lac. Și știi că ai reflexul ăla să dai repede când vezi că dai aproape. Direct de ceafă l-am agățat. L-am scăpat în fața pontonului. Nu era un pește chiar mic. Te așteptau, mă. Nu îmi spun. Măi, mă, e tramvai, a trecut până toate. E tramvai 100%. Ținea la rând. Da. Asta e? Doi am reușit să-i salvez, ceea ce este un lucru bun. Am reușit să scot două tramvai.
Da, ai scos cu firul după ei? Da, 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 da. Dar urâte sunt rafalele astea. Adevărat că n-am mai prins așa vânt de ceva vreme și atât de constant. Nu, a? E un pic în sud, direcția e ok, dar e un pic cam prea sus la, cum zice frizerul meu, din lung facem scurt, invers nu. Să înțeleg că te-ai obișnuit cu noile lansete. Bă, o să fiu foarte sincer cu tine, sunt convins că mulți nu vor crede ce spun. Au trecut mulți ani de când am fost atât de mulțumit de o lansetă. Da, deși de n-am decât sezonul ăsta. Bine, e impropriu spus, eu am pescuit ca lui Ciprian de câteva ori. Uh-huh. Știam ce poate lanseta, dar băi, sunt încântat. Deci X4 pentru stilul meu de pescuit, cu niște distanțe acceptabile, nu am veleități de casting, însă și cu suficientă forță, în două partide am 70 ceva de drill pe planet, unde la bip. Ai văzut cum e lanseta, că trebuie să ieși. Da, da, sunt mulțumit. În prima fază am avut două partide pe floare. Am scăpat niște pești. A fost o mică perioadă de acomodare, pentru că am avut o curbă de învățare. Da, sunt mult mai rigide decât EOS-prourile mele dinainte. Da. Dar nu sunt pari. Sunt niște lansete de pescuit. Ele nu sunt lansete rigide. Nu, nu. Bine, știu că Ciprian cu Torix parcă tot zice el că își amintește, că îi amintește blancul. Para, da. Acum, cert e că e o lansetă de pescuit. Uh-huh. Suficientă forță, sunt convins că mâinile unui aruncător, și parcă acum 3 ani Veron a scos 170 din ele, da, când da, au venit prima dată la Fox Casting Day. Da, da. Da, a scos 170 și cu eu, sau așa. Da, bine, Veron scoate 170 și cu ce, dar orice, dar pe vremea aia nu existau EOS-urile, de exemplu, știi când ni le-a, da, prezent, da, da, când așa, le, da, când le-a prezentat Fox-ul. EOS Pro-urile. Da, EOS Pro, când ni le-a prezentat Fox-ul, ne-a zis X5-ul dă-i, X4 mi-a fost prezentată între, așa mi-am amintesc eu, și X3-ul entry-level-ul gamei și la nivel de finisaje și, într-adevăr, am, da, uite, o să râzi, pentru că am pe pleașa cu un amic bun și el a luat X3-uri, la sfatul meu. E un amic începător, nu are tehnica încă definitivată și a zis, bă, uite, astea sunt mai permisive. Nu trăgea peștele, m-am enervat. Am dat, s-a profitat că e la cu gol, am dat tare, a picat, mi-a plăcut unde a picat și amicul meu zice, băi, eu o clipsez și ți-o măsor eu acasă. Uh-huh. 144. No. Da, cu 3.9, astea sunt 3.6, e important de menționat că... Deci ăsta e 3.6, 3 litri jumate sau? Da, da, păi există X4 de 3.25, există, parcă e, parcă e, da, dar nu, ăsta este exact modelul pe care l-a avut Ciprian. 3.6 metri, 3.5 livre, însă eu nu sunt fan plută. Da, recunosc, nu-mi place estetic, ăsta, da, pur și simplu. Uh-huh. Unde rămăsesem înainte? Ziceam ceva de strategie, dar... Că sunt momente care îmi dau și eu seama că vorbesc cam mult și nu mai știu despre ce vorbeam. Spuneai că ăsta e un moment epic și anume că ai toate patru lansete în apă. Epic, Doamne, ce nu-mi place stilul ăsta jurnalistic. De unde l-ai prins, mă? De unde l-ai prins? Cum? Din jurnalism? Da, probabil că social media acum e cât e mai tot bun. Totul epic. Da, și totul e bombastic. Nu mai e nimic banal. Da. Știi serialul How I Met Your Mother, nu? E sitcom ăla foarte... L-am văzut, da. Știi că e Barney Stinson, care e legendary. De fapt, o zice într-o legend, wait for it, dairy. Da, e un moment în care avem patru lansete în lac. Cum le-ai, Sergiu? Ai 29 manuri? Da, deci am 29 manuri, bilă de 20, pop-up de 10, uh-huh. Am un pe derig cu buclă steel chod, un slip derig cu un wafter roz de 14 mm și un snowman, uh-huh. Nu, nu e snowman, e un split, nu mai știu ce am pus pe a patra. Nu, cred că tot snowman am pus, dar pe alt derig. Uh-huh. E tot snowman, dar e pe derig cu whipping knot. Deci cumva sunt relativ aproape de ce ziceai tu, dintr-un anumit punct de vedere. Nu știu, important e că e clar că peștii sunt în zonă. Faptul că a trecut un tramvai nu e foarte plăcut, însă mi-arată că peștii sunt, se mișcă. Mai devreme am dat un pic în zonă, am una în stânga zonei, două pe zonă, una peste. Să vedem ce ne rezervă restul partidei. Da, că tu încrederea e maximă. Da, păi... E unul dintre puține momente, da,
Păi da, am mai avut... Epic, legendary. Am mai avut noi vreun challenge care a început cu 7 bești? Nu cred. Da, mă, dar știi cum e cu optimismul ăsta? Adică trebuie să-l ai cumva dinainte în tine, tu crești... O, hai să nu intrăm în budism, e cam greu, Robert, e un film. Da, tu devii optimist pe măsură ce ai rezultate pozitive, știi? Probabil. Probabil reputația e de pesimist, nu se va schimba, promit că nu se va schimba, dar e genul de lac unde ne permitem o relaxare un pic mai mare. Da, îți dă un mai bun, clar, da. Știm, densitatea n-ave, faptul că am avut 7 pești până acum spune multe, faptul că seara eu le-am scos, iarăși spune suficiente. Partea va mai continua și după ce terminăm materialul ăsta. Sper să aduc și niște pești mari. Mie mi-e dor și de sturionul ăla, de ce nu? Sunt mai multe aici, dar vreo 2 și am văzut cântăriți și erau binișori, 25-26. Overall, cam ăsta ți-ar fi obiectivul, nu? Sturionul. Sturion și mai am un lucru foarte rar aici. Sunt niște crape ornamentali de 6-7 kg, adică nu sunt, nu sunt cei de acvariu. Eu am deja unul, e cel de nu mai crezut până nu l-ai văzut. Pe... Ăla, da? Da, dar ăsta e, deci ce am văzut de 6 kg era galben auriu. Nu era culoarea spălăcită. Sunt multe lucruri. Da, lacul e foarte, foarte, foarte important, într-adevăr. Și este un lac unde, știu, vor sări comentarii, vai ce greu e să prinzi acolo, vai consultantul, dă numai lighean pe sălbatic să vede, știm repertoriu, dar e un lac unde, primul rând, dacă ai nevoie de un material rapid, cu siguranță îl poți face, mai important decât atât, e un lac pe care poți totuși testa anumite lucruri, vezi tu, de la 2 la 6 kg, eu cred că se poate sări, cu strategie de nădire, cu modul în care spui lansetele. Cred că se poate face selecția asta. Da, da, da. Peștii de peste 15, mai eu zic că 80% sunt neprinși. Ok, poate sunt unii prinși și nu avem noi fotografiile, dar sunt foarte mulți neprinși și nu mai avem multe lacuri în care pot spune că avem pești neprinși. Sturioni clar nu avem peste tot, deci sunt anumite lucruri pe care le poți încerca. Nu i-aș spune că e un lac greu dacă vorbim în abstract. Nu, dar are și el provocări. Exact. Și dacă vorbim în orice stil de pescuit, dacă ai o țintă, automat nu mai e foarte ușor. Da, da, da. Ce puțin asta e impresia mea, sunteți invitați în comentarii să mă criticați, să ne enervăm împreună, să dezbatem, să ne țineți postările sus, vă rugăm. Oricum, știți că primesc orice fel de critică, oricând secțiunea de comentarii e deschisă. Da, și încă o chestiune, cum foarte bine ai punctat și tu mai devreme, e destul de complicat să testezi lucruri. Da. Pe, da, nu știu, lacuri sau... Da, uite, putem să discutăm de... cu densitate foarte mică, da, adică la o trăsătură, da, la 3 zile, unde asta, da, e normalul. Ce teste? Exact, relevante, uite, hai să discutăm face, despre un alt motiv pentru care am venit aici. Sunt după o partidă de 10 zile pe Varlam. Wow, 10 zile, mulți n-apucă, știu. E un privilegiu, recunosc. Am un pește de 21, prima trăsătură, oglinda aia, fantastic peștele. Prime 48 de ore am continuat să iau, la rând de Varlam, am luat 4 crab și un ten. E ok pentru Varlam. 6 zile, parcă pescuiam la mama în cadă, în tinerețe. Nu am văzut niciun fel de trăsătură. După 6 zile fără trăsătură, recunosc că mi-a fost dor să facă piu, cum mai zice Ciprian uneori. Și penucetul face piu destul de bine. Însă, ce concluzii pot eu să trag? Pe 6 zile am avut noroc cu să ai liberat un stand. Era clar, mutat. Am mutat doar două, cu permisiunea administrației, bineînțeles, dar e clar că din fața mea peștele plecase. Da. Și eu m-am dus pe un stand, pe Varlam, pe sectorul A, știu toate standurile, îl pescuiesc de mult timp, partii de lungi, știu destul de bine la. Am mutat lansetele, am luat doi teni rapid, moartea mea amândoi, și apoi am luat direct crapul de 26 și după aia n-am mai luat nimic. Și... Concluzii. Da, concluzii. Concluzii, da. E clar că o doză mare de noroc, nu e un rar moment în care trebuie să-l recunosc chiar și eu. Dar ce concluzii pot să trag? Pur și simplu, nu mai aveam peștele în față pe 2, pe 6, pe apa adâncă, era niște pește, s-a întâmplat să fie ăla mare, ok, noroc, dar e clar că era peștele acolo. Dar mai mult de atât, ce aș putea să spun? Am pescuit un loc pe care îl știam, aceeași strategie de nădire ca pe 2, același slip de rig, nu știu cât de relevant e, ori
dacă vin aici și dacă sunteți mai organizați decât mine, cu aplicații, carnețel, dacă sunteți old school, nu contează, dar dacă faci, dacă aveți 40, 50, 60 de trăsături, statistica aia mai spune mult mai mult decât un pește mare. Evident, un pește mare... Exact, exact. De asta spun că... Material de... Bineînțeles, bineînțeles. Nu vreau să dau impresia că, wow, ce lac greu este. Nu este. Dar e un lac unde, din jocul statisticii, îți poți construi imagini despre anumite lucruri. Despre o montură, despre o strategie de nădire. Până la urmă, dacă îți place stilul de pescuit foarte aproape de malul de vis-a-vis, e un lac unde te poți învăța să pescuiești la punct fix. Malul e tapetat cu copaci, ai niște repere mari, deci nu dai enorm. Da. Sunt multe lucruri care se pot face aici. Da, ideea e să ai informații. Dacă vrei să asociem cu trendul din ultima vreme care se întâmplă în online, și anume The Rise of AI, și a machine learning-ului, toate aceste instrumente fără informații care să le hrănească, ar fi Nu doar informații, ci big data. Date mari, reprezentative statistic, pentru că ai nevoie de date, de informații cât mai multe ca să poți să tragi concluzii relevante. Exact. Bine, știi că, uite, nu pot să mă țin să nu zic eu de șah. Știi că există și altfel. În șah, Alpha Zero, făcut de echipa care a făcut ulterior și Alpha Go, primul soft care a bătut un campion de Go. Mai pierdut de la Alpha Primul. Alpha Zero a fost programat în felul următor. I-au dat doar regulile șahului și a jucat singur. 4 ore. Nu l-au alimentat. Exact, nu i-au alimentat, ci este doar valorile pieselor. Mă rog, și asta poate să fie un pic subiectiv, dar i-au zis doar regulile. Cum să mută și cam ce ar însemna valoarea relativă. Așa, a profitat doar de viteza de procesare. Exact, s-a jucat singur 4 ore și în... Asta nu mai e tramvai, da. Și în... În meciul de test, care? Meci de test s-a desfășurat versus Stockfish. Stockfish este cel mai avansat, hai să spunem, soft old school de șah. Este un soft programat dinainte, cu valoarea unor deschideri, cu anumite principii umane. Măi, nici n-a fost o competiție, nici n-a fost o provocare. Da. Deci, în afară de momentele în care au testat pe deschideri predefinite, au forțat Alpha Zero să intre în niște linii pe care și noi oamenii le știam că sunt slabe, nu aveam nevoie de AI, în afară de situațiile astea, jocurile de la Zero a dominat Alpha Zero total. Dar ăsta e un caz atipic. În pescuit, eu zic că vă trebuie acel big data, vă trebuie acele 50 de trăsături ca să știm despre ce vorbim. Ia, hai să chidem un pic ciocul. Hai să vedem ce avem aici. Da. Ce zici? E pe Snowman. Da. Păi ce e mai puțin relevant, că oricum erai cu punctai cu toate. Ce ai? Da. Cum le evaluezi? E mărișor. Da. Bine, se duce în vânt și e posibil să mă fure chestia asta. Nu cred că e un ciortan nepunctabil. Da, stai să vedem un mincioc, pentru că... Până acum, statistic vorbind, revenind la statistică, Snowman ți-a dat mare. Da. Da. Bine, mi-a dat și câțiva mici, nu-ți imagina. Și asta e un lucru pe care cred că e un moment bun să-l punctăm și un lac bun să-l punctăm. Și despre selecția asta circulă multe mituri, doar noi am trecut vreo 10 în revistă până acum. Și uite, cum, dacă aș face abstracție de partida de la Varlam și dacă aș fi genul ăla de consultant care nu spune cât a stat, ce a făcut. Și spune despre partida, a dat un 21, a dat un 26, a luat vreo 2 de 18, selecție. Ce înseamnă selecție? Ok, știm că pe sectorul A, în general, sunt pești dominanți peste 10 kg, dar sunt și 10 ciortani noi. Am luat și 2 de aia. Dar cum aș putea eu să trag concluzie despre strategie de selecție când am avut o trăsătură pe lansetă, am mai avut o lansetă pusă pe un loc, îmi place mie foarte mult, în fața unei structuri pe A2. Uite, ăla este genul de loc, o să râzi. Am 6 partide, 6 pești de acolo. Dar un pește. Păi mai dă pești. Da. Și unul rezident și foarte teritorial. Nu e, sunt pești diferiți, dar se întâmplă ceva foarte ciudat. Primele 3 partide mi-a dat numai pești mari, 20, 19, 19. Următoarele 3 mi-a dat medii, 13, 15. Dar am atât de multă încredere în locul ăla, încât uneori îi dau și 3-5 zile, în funcție de durata partidei. Iarăși, ce înseamnă asta vis-a-vis selecție? Nu știu dacă înseamnă ceva. Și takeaway-ul, eu zic că ăsta e ok. Avem niște principii de selecție, dar și dacă aveam formula magică, Robert, eu nu cred că ieșeam în vântul ăsta să filmez. Cred că eram și eu prin Bahamas, dacă aveam formula magică.
Să nu zici cât am deturnat de la vo. E un pește foarte frumos. Ia să vedem. Da, vă luăm cât de repede. Da, relativ. Nu știu. Da, măi, zonă-mi. Și nu cred că e un pește care lasă loc de contestații. Nu, așa este. Mamă, ești pe val. Că știu ce avem valuri cu China. Da, da, da. De 7 kg cam acolo, nu? Da, da, clar. Și uite, hai să-ți lansez o provocare. Te rog. Am 2 pești din 3 pe 2 tactici. Și dacă se întâmplă un scenariu neprevăzut și nu îmi îndeplinesc challenge-ul, puțin probabil. Da, dar sunt atât de încrezător, eu îmi țin partea mea de giveaway indiferent. You in? Sigur că da. Perfect. Ha, ce pește frumos. Faptul că se zbate înseamnă că apa e foarte oxigenată. Contestații nu avem, așa că îl vom elibera. Ce contestații să ai la pește? Poate la salonțica aia, nu știu, eu mă tot gândesc. Să tot gândește el. Nu-mi place când îi dau idei. Spray-ul este cel pus la dispoziție de administrație. Nu-l luați acasă, nu faceți economie. Aveți grijă de peștii ăștia pentru că arată foarte bine, apa e foarte bună. Și dacă media asta se va ridica, de fapt nu dacă, e doar o chestiune de timp, aș zice. Lacul ăsta, cu pești de media asta... Da, și la modul cum e întreținut. Da. Nu o spune. Și asta e pe tehnică diferită. Nu ești nume? Nu cred că ești nume. Ba da, s-ar putea să fie tot nume. Închideți lingul și dă-i drumul direct. Îi dă drumul, da? Da. Să nu-l mai ținem, l-am și pansat să se ducă liniștit. Cum zice Marc, double bubble? Bine, nu e chiar double bubble, că finalizase drill-ul, dar... Da, dar e snowman pe derigul celălalt. Du-te, mă! Da, mă, numai unul a fost sweeping not. Ăsta e derig... Clasic? Da. Da, deci aveai două snowman-uri, dar pe monturi diferite? Da. Una pe derig cu bucla întoarsă, cum e montura ciod. Și ăsta pe care le eliberează partenerul meu acum, pe derig cu sweeping not. Da. Deci chiar e posibil să avem de-a face cu cea mai rapidă... provocare. N-am niciun dubiu că drillurile sunt prelungite și eu n-am niciun dubiu că urmează o idee în mintea năstrușnică posedată de colegul meu, Robert. Nu știu de ce, uite, cadou de ziua ta. Un challenge light. Ți-e milă de mine, știi că urmează un examen important. Nu, dar n-a fost niciunul light, de ce să zic. Da, adică n-a fost. În decembrie ăla chiar a fost... Da. Dur. Deși pe ăla de pe Tâncăbești nu era atât de bine. Nu era, dar nu ne-am ales noi momentul bine. Da, așa este. Acum, nu cred că exagerez și cred că toată lumea e conștientă că, ok, știm că este ziua mea sau urmează, nu știți data exactă, dar durează editarea acestor filme, nu reușim mereu să fim on time. Și atunci a fost la 3 săptămâni, cred, era o căldură, țin minte. Da, a fost foarte, foarte cald, a fost o presiune din aia pe... Da. Ți-mi minte că ieșeau plătice la suprafață lângă mal? În care absolut nimic n-a funcționat. Da. Cum e asta, Sergiu? E peste 3 kg lejer. Da. Și acum să s-aude în cameră. Scapă! Ce să zic? Auzi, știi, are tataniță o vorbă.
facă dacă dă domnul scap și pe ăsta? Dacă n-ai scăpat până acum, cel puțin. Cu tine nu, dar aseară am scăpat. Da. E inevitabil, lacul este foarte, foarte pescuit, mult în regim de feeder. Peștii mari se descurcă, știu să scape de cârligele alea mici. Și sunt pești care au gura un pic mai frăgezită. Sau ești tu mai atent în regim de presiune? Mă, e posibil, dar... mai bine, că se pune presiune pe tine. E posibil, dar cred că e o chestie subconștientă, pentru că altfel m-ai văzut pe tâncă beji. N-am probleme în a trage de... Oh. E tot din gama celui de mai înainte. Get in. Dulce eliberare. Da. Hai să-l vedem. Mamă, și altfel, dacă ar fi cineva vreodată în backstage cu mine să mă audă cum mă enervez la ciortani. Nu există loc de contestație. Uite, e alt fel de derig, alt fel de cârlig pentru... Este un derig legat în stilul ciot, vorbim și arătăm pe un cârlig super wild gate. Nu este pe un cârlig de tip curve, cum am pus cu tânăr. Deci are elementele necesare unui pass. Provocare îndeplinită. Este al treilea pește, pe o a treia tehnică, un pic mai mic decât ceilalți, însă nu pot să mă vaid decât de spectacolul ăsta pe care îl face de vreo câteva minute. E un pește frumos, tot o lată de frăsilet. Uitați ce burtos e, sunt convins că după 2-3 ani cu suficiente bile trece și el pragul, trece și el clasa. Și nu e o ocazie mai bună decât îndeplinirea provocării. Să vă invit din nou să rămâneți cu noi sau, dacă nu sunteți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube Fox TV Pescuit la Crap, unde veți găsi toate detaliile acestei partide. Este o strategie pe care în diverse alte forme o discut și pe alte lacuri. Și bineînțeles, dacă nu mă mai suportați pe mine, avem materiale cu Ciprian Nene, cu Veron Zafiu, aveți ce alege, cu Dan Petre. Colegii mei au și ei foarte, foarte multe lucruri interesante să vă transmită. Vă așteptăm!